Flămânzilă și domnița Milina. Era odată un om nu prea bogat și care n-avea copii. Adeseori zicea nevestei: de ne-ar da Dumnezeu și nouă măcar un copil, să am și eu pe ce pune ochii și cui lăsa bruma asta de avere. Nici nu știu pentru cine muncesc. Și domnul îi ascultă ruga. Nevasta-i născu un băiat. După 3 zile nu mai putu să-l alăpteze și fu nevoită să-i dea griji cu lapte. Femeia nu știa ce să-i mai facă. Izbuti să-l potolească tăindu-i o felie de pâine, dar cât ai clipi, nu-i mai rămase nicio firimitură din ea. De atunci îl hrăniră cu de toate și băiatul creștea văzând cu ochii. Ce mâncau părinții, mânca și el, așa că-i ziseră flămânzilă. Și porecla-i rămase pe toată viața. Creștea de la o zi la alta, mălaiul însă din hambar se împuțina mereu. Mama nu făcea nimic altceva decât gătea la plită pentru flămânzilă. Părinții erau abătuți și de multe ori tatăl se tânguia. Nevastă, băiatul, lăsă-i pedeapsa lui Dumnezeu! Dacă mai stă multă vreme acasă, rămânem săraci lipiți pământului. Și adică de ce să stea acasă? Întrebă femeia. Îl trimitem să slujească. E puternic de îndoaie stejarii, n-are decât să-și pregătească de drum. Așa-i bătea în strună bărbatului. Când flămânzilă împlini 12 ani, era înalt cât taicăsul și smulgea ca o nimica toată brazii cu rădăcină cu tot, ca pe niște buruieni. Îl trimiseră dar să se tocmească. Flămânzilă plecă și încercă să găsească o casă mai arătoasă, că într-una mai mică se temea să nu rabde de foame. Zări o moară și se îndreptă cu nădejde într-acolo. Morarul tocmai stătea la intrare. Bună vremea, bade, îi zise flămânzilă. Bună să-ți fie inima, băiete! Ce poftești de la mine? Îl întrebă morarul. Vreau să aflu dacă n-ai cumva nevoie de o slugă. Să știi că mănânc cât 10, dar și muncesc cât 10. De alegurii avem berechet, slavă Domnului, și dacă lucrezi după cum te lauzi, nu mă uit la o bucătură mai mult, răspunse morarul râzând. Flămânzilă rămase deci să-l slujească. Dis de dimineață, stăpânul porunci noului său slujitor să înhame caii și să ia cele trebuitoare ca să se ducă la pădure să taie lemn. Iar nevestesii spuse să pregătească masa pentru încă 6 oameni. Când ajunse la căruță, morarul văzu că nu erau în ea nici secure, nici topor și nici celelalte unelte de care aveau nevoie. Întrebându-l pe flămânzilă de ce nu le ia, băiatul îl liniști. Lasă, stăpâne, și vino că nu-i nevoie de nimic. Uneltele acelea sunt prea slabe pentru mine. Morarul nu știa ce să mai creadă. Se sui totuși în căruță și porniră spre pădure. Abia acolo a avut de ce să se minuneze. Flămânzilă topora copacii, îndoia ca pe surcele, le rupea crengile și arunca în căruță de parcă ar fi fost bețișoare. Asta-i plăcut tare mult morarului și se gândi că pe un argat ca ăsta nu o să-l lase să plece cu una două. Se întoarseră acasă. Flămânzilă descărcă lemnele și se așezară la masă. Morărița se uita unde mai sunt ceilalți 6 oameni, dar nevăzându-l decât pe argat, își întrebă bărbatul. Abia atunci îi povesti el ce fel de slujitor are. Morărița nu mai zise nimic și întâi argatului îi dădu de mâncare. După ce înfulecă tot ce gătise ea pentru 6 oameni, morarul îl întrebă. Ei bine, băiete, te-ai săturat? Așa o leacă, dar tot mi-e foame, că aș putea mânca și un bou, răspunse flămânzilă trăgând cu coada ochiului spre cuptor, unde era un blid mare cu alivenci, cu o geamite pâine și altă bucată de pâine cu magiun. Dacă tot e foame, apoi mănâncă și ce vezi acolo în cuptor. Nevasta o să facă altele. Și morarul îi arătă alivencile. Flămânzilă n-așteptă să-i spună de 2 ori. Se repezi la blid și cât ai clipi nu mai rămase nici urmă de alivenci, iar pâinea cu magiun pierise odată cu ele. Abia atunci zise că s-a săturat. Morărița își frângea mâinile din pricina mâncăului. Să fi fost după ea, l-ar fi alungat chiar atunci. Dar morarul socotea că dacă muncește cât 10, trebuie să și mănânce cât 10. El era stăpânul și nu se lăsă. Așa că până la urmă femeia n-a avut încotro și tăcu. Abia după o vreme morărița a început iarăși să bombăne, desigur întâi cu băgare de seamă și pe nesimțite.
Morarul l-a mulțumit de flămânzilă și nu l-ar fi lăsat să plece nici în ruptul capului. Oricum, de atâta cicălea la femeii și fiind mereu întărâtat, se mânie și îl dădu afară. Băiatul îi mulțumi și porni mai departe. Era însă tare amărât că doar la moare îi mersese destul de bine. Tot umblând el așa, își zicea: unde oare să mă duc eu ca să-mi dea de mâncare de ajuns? Vin la mine și ți-o-i da să-ți umpli bărdăhanul, auzi flămânzilă un glas în spatele lui. Se întoarse și nu se dumeri cine-i. Cine ești? Întrebă el curios, fiindcă nu mai auzise de draci și nu știa cum arătau, așa că nu-l recunoscu. Eu sunt Aghiuță și dacă nu ți-e frică, vin o să mă slujești. Muncă puțină, o să ai tot ce trebuie și simbrie bună. La tine sau la altul mi-e tot una. De muncă nu mă tem. Dacă mănânc bine, îți mulțumit cu cât mi-i da. După ce flămânzilă se hotărâ să intre slugă la iad, Aghiuță îl luă în spinare, zbură cu el prin văzduh și îl lăsă în mijlocul unei săli mari unde fierbeau 3 cazane. Să întețești focul sub cazanele acestea. N-ai altă treabă, zise Aghiuță. Dacă mă slujești cu credință 7 ani de zile, am să-ți dau ce-i vrea. Dar să știi că nu ți-e îngăduit să te uiți în cazane. N-avea grijă că am să fac totul cum trebuie, răspunse flămânzilă și începu îndată să întețească focul. Aghiuță plecă și într-o clipă câțiva drăgușori aduseră o tavă încărcată cu mâncăruri așa de gustoase, cum nu mai mâncase el niciodată, ba chiar și bardace cu vin bun. Se gândi că de-o fi tot așa înainte, apoi nu o să se mai urnească nici când de acolo. Și așa a fost într-una. Mâncare pe alese, băutură de asemenea, muncă puțină. Nu-i dar de mirare că flămânzilă cu puterea lui cutremura uneori tot iadul. Slujea acum de multă vreme, dar nu știa de câți ani anume, că acolo nu se măsoară timpul. Nu-i trecuse însă niciodată prin minte să se uite în cazane, cu toate că adeseori cât întețea focul, auzea văicăreli și gemete. Într-o zi, veni iarăși Aghiuță și flămânzilă îl și întrebă cât mai are până se împlinesc 7 ani. Mâine se împlinesc 7 ani de când ești la mine, dar credeam că o să mai rămâi încă 7. Uite ce, stăpâne, eu aș mai rămâne dacă ar fi ceva mai multă treabă sau de aș putea măcar să mă mișc o leacă. Cu mâncare bună și băuturică te lenevești și îți vine să te apuce tot felul de drăcii. Asta nu-i de mine. N-am ce-ți face, dacă nu ești mulțumit, întoarce-te înapoi în lume. Și Aghiuță plecă, iar flămânzile tot întețind focul, auzi deodată un oftat jalnic de care îi se strânse inima. Neputindu-se stăpâni, ridică puțin tel capacul și se uită înăuntru să vadă cine oftează. Nu văzu nimic, dar auzi un glas dureros. Haide, rogu-te, dă-mi drumul din cazan, sunt un suflet nenorocit și am să te răsplătesc așa cum se cuvine. Flămânzilă ridică atunci capacul. O porumbiță albă zbură afară și așezându-se pe umărul lui zise: ei, acum drept răsplată să-ți dau un sfat bun. Mâine când te-o întreba Aghiuță ce plată ceri fiindcă l-ai slujit, să-i spui că nu vrei nimic altceva decât haina cea veche cu 2 buzunare care e aninată acolo într-un cui. El n-are să vrea să ți-o dea, dar tu să nu iei altceva și să nu te lași că nu o să-ți pară rău. Toate bune și-ți mulțumesc pentru sfat. Dar ce o să se întâmple când s-o uită Aghiuță în cazan și nu o să te mai vadă? Drept răsplată o să-mi dea o chelfăneală zdravănă. Cât o să mai fie aici, n-are să se uite în cazan. Iar când te afla pe celălalt râm, n-o să mai aibă nicio putere asupra ta. Nu-ți fie frică și rămâi cu bine. Stai un pic, porumbițo, mai zise flămânzilă. Spune-mi ce-i în celelalte 2 cazane. Într-unul sunt inimile împietrite, iar în celălalt cele trufașe, răspunse porumbița și pieri. Flămânzilă înteții focul sub cazanul gol, ca și cum ar mai fi fost plin. A doua zi când veni Aghiuță și îl întrebă ca de obicei dacă s-a uitat în cazane, flămânzilă îi răspunse că nu. Văzând că flămânzilă vrea cu tot din adinsul să se întoarcă acasă, diavolul îl mai întrebă ce plată îi cere. Nu-ți cer decât haina cea veche și peticită, aninată în cuiul de acolo. Ce ai să faci cu o vechitură ca asta? Las-o acolo, mai bine îți dau bani cât vrei,
răspunse Aghiuță, fiindcă nu voia nici în ruptul capului să-i dea haina. Dar flămânzile o ținea una și bună că haina ei se cuvine, pentru că l-a slujit cu credință și doar i-a făgăduit orice răsplată o să dorească. Aghiuță n-a avut încotro și cu mare părere de rău fu nevoit să-i ducă haina cu două buzunare. Și fiindcă cei drept mai slujit cu credință, să-ți spun și la ce-i bună haina asta. De câte ori ai să bagi mâna în buzunarul drept, fie chiar și de 1000 de ori pe zi, spunându-i să se umple cu galbeni, se va umple pe loc. Iar de câte ori ai să vâri mâna în buzunarul stâng, spunându-i să se umple cu tale, se va umple și el. Ai bună răsplată pentru cei 7 ani. Prea bine mări inimia ta, că doar de aceea am slujit eu un iad, răspunse flămânzilă. Își puse haina și se agăță de gâtul lui Aghiuță, care lăsă tot în locul de unde luase. Aghiuță pieri și flămânzile o luă drept spre casă. Părinții lui mai trăiau, dar o duceau tare greu. Se gândiseră adesea la el, întrebându-se pe unde o mai fi hoinărind și dacă n-o fi murit cumva de foame. Când colo, Aghiuță le aduse un om negru la față, cu părul vâlvoi, cu pantaloni scurți, iminei scorojiți în picioare și cu o haină numai petice și cu 100 cavai de lume. Abia-l mai recunoscură. Parcă ești un cerșetor, îl primi taicăsu. Așa te întorci de unde ai slujit? Mi-e groază să mă uit la tine, piei din ochii mei. Nu te supăra, tată, cu apă și săpun se îndreaptă toate. Dar înainte de orice, ia privește aici. Și băgând mâna în buzunarul din dreapta, se gândi să se umple, iar după o clipă aruncă pe masă un punct de galbeni care zornăiau. Tatăl holbă ochii mai să-i se taie răsuflarea. Îndată necazurile și sărăcia o șterseră din bordeiul părintesc și în locul lor se așeză fericirea și bucuria. A doua zi, flămânzilă dărâmă el singur cocioaba cea veche și ridică un palat de toată frumusețea. Pe urmă dădu sfoară în țară să afle toți meșteșugarii sărmani, toți țăranii și cerșetorii până hăt departe și să vină la el că îi scapă de nevoi. Vă puteți închipui cum se îmbulzea lumea. Pare să că pe atunci nu erau multe orașe, nici sate, ci doar păduri mari, pășuni, lungi și locuri de arătură. Și tocmai pe acestea le folosi flămânzilă. Dădu fiecărui țăran bani cât să-și poată dura o gospodărie și arătă bucata de pământ pe care s-o lucreze. Meșteșugarii primiră locuri de casă mai aproape de palatul lui Flămânzilă. Pentru cerșetorii care nu puteau să muncească, înălță o casă nouă. Când totul fu gata, îi chemă să locuiască acolo. La clădirile acestea era nevoie de mulți oameni, că de atâta amar de vreme nu se mai ridicaseră asemenea case minunate. Venea acolo norod mult să muncească. Boier Flămânzilă nu făcea nimic altceva decât mânca și bea, iar după ce se ospăta, scotea din buzunare bani pentru săraci. Cu toate că acum se spăla și se pieptăna, era totuși urât. Dar oamenii îl iubeau și când venea să vadă cum îl duc, i-ar fi sărutat mâinile și picioarele de recunoștință. Taicăsu însă clătina din cap la isprăvile feciorului și spunea: „Măi băiete, nu știu zău cum te-ai descurca, dar când o afla împăratul de toate, o să fie rău de noi.” N-avea nicio grijă, împăratul nu poate decât să se bucure că-l ajut unde singur n-o mai scoate la capăt. De altminte, fie ce-o fi, chiar dacă nu-i place, tot nu mă tem de el. Fiecare caută să-și ridice casa cât mai repede și să-și încropească cele trebuitoare. Fără ca flămânzilă să-și dea seama, palatul lui se înconjura cu căsuțe vesele. Tocmai de departe se zăreau gospodăriile așezate frumos la rând și ogoarele arate cu grijă. Flămânzilă se bucură și porunci ca locului să-i se zică dărnicia, poate fiindcă toate casele se făcură din dărnicie. Se întâmplă însă așa cum presimțise bătrânul. Auzind de toate, împăratul se supără grozav că un supus de al său a îndrăznit să-i împartă pământurile fără să-l întrebe și pe el. Trimise dar împotriva lui un regiment întreg. Pe când ostașii erau încă departe, Flămânzilă prinse de veste și porunci să se pregătească un ospăț îmbelșugat pentru căpetenii și soldați. Pe urmă ieși să-i întâmpine și îi pofti la ospăț. Câtă vreme rămaseră la palatul său, fiecare dintre ei primi câte un taler pe zi, iar mâncare și băutură cât îi pofti inima. Se bucurară cu toții, mai ales că împăratul îi plătea pe spongi.
așa că, de bună voie, trecură de partea lui Flămânzilă. Își ridicară corturile pe miriștile din jurul palatului, dar nici pomeneală să se pregătească de luptă. Toată ziua răsunau cântece și muzici, iar la palat ofițerii împăratului beau în cinstea gazdei. Mai mult decât orice îi bucura ducatul de sub farfurioara fiecăruia la masă. Când află împăratul de trădarea ustașilor săi, se supără și mai tare și trimise încă două regimente. Dar ce rost avea ca pentru o simbrie așa de mică să se bată cu un boier atât de darnic și la care le mergea tuturor așa de bine? Nici ei nu voiră să lupte și urmară pilda celorlalți. Neștiind ce să mai facă, împăratul se hotărâ să se ducă el însuși la vrăjitorul acela și să se împace cu el. De cum auzi Flămânzilă că vine împăratul, porunci pe dată să se pregătească un ospăț și mai bogat. Ieși să-l întâmpine și cu multă plecăciune îl pofti la el. Atunci văzu împăratul ce puternic și ce bogat e Flămânzilă, dacă poate să arunce în fiecare zi atâta bănet. Văzu de asemenea ce mult îl iubesc toți. Ostași, țărani și meșteșugari, și ce greu s-ar despărți de el. Dându-și seama că i-ar veni ușor să ia chiar și împărăția, se gândi să-i dea fata de nevastă. Așa scapă de nevoi și își ridică țara. Zi și făcut. Îi făgădui împărăția și singura lui copilă de soție. Pentru Flămânzilă nici nu se putea ceva mai bine. Peste puțin porni cu împăratul să-și vadă logodnica. Îmbrăcat în haina lui ponosită, se sui în caretă, îndreptându-se amândoi spre orașul unde sălășluia împăratul. Ostași încărcați cu daruri se întorceau și ei la casele lor. Domnița Milina era frumoasă ca o floare și avea să ia un bărbat bun, dar urât. Tocmai de aceea se temea împăratul că nu se îi se împlinească dorința. Și poate că așa s-ar fi întâmplat dacă Milina n-ar fi fost atât de blândă și nu și-ar fi iubit tatăl din toată inima. Îndată ce auzi că-l paște o primejdie, nu mai șezu la gânduri și primi să-l ia pe Flămânzilă de bărbat. Cu lacrimi în ochi și tremurând, întinse mâna mirelui, dar nu își luă cuvântul înapoi. Lui Flămânzilă-i plăcu domnița. Vedea însă bine că el nu se potrivește cu frumusețea ei și se mâhnia marnic. A doua zi își luă rămas bun de la împărat și de la domniță, spunându-le că trebuie să pregătească cele trebuitoare pentru nuntă. Apoi se întoarse amărât acasă. Ei, cum îți place mireasa? Îl întrebară părinții. E frumoasă ca o floare și îmi place mult, dar eu nu îi plac ei. Dacă nu vrei să mă asculți și pe mine, se mânie mama. Doar ți-am spus de atâtea ori să-ți lepezi haina asta de cerșetor. Cum gândești să placi cu ea unei fete atât de alese? Haina face pe om, glăsuiește o zicală din bătrân. Și tu i-ai plăcea dacă te-ai mai dighisi puțin. Lăsați-mi haina asta, fără ea n-ar mai fi nimic din toate câte sunt aici. Nu-mi ia haina din frumusețe. Ai dreptate, băiete, zise tatăl, bine încredințat că fiul său a căpătat haina cea peticită de la cine știe ce vrăjitor. N-avea nicio grijă că femeia e tare schimbătoare. Flămânzilă în cuvință din cap. Toată ziua rămase pe gânduri și când maică s-a-l chemă la masă, îi răspunse că nu-i e foame. Nu știu zău ce-i cu băiatul nostru, nu-mi place cum arată. Se jelui bărbatului femeia oarecum speriată. Își dădea și ea seama că i-a mărât rău. Ei, lasă-l și tu în apele lui, o liniști omul destul de îngrijorat și el. Are să mănânce el când sunt surat. Flămânzilă sta toată ziulica la geam în odaia lui. Nu se mai îngrijea de nimic, cu gândul numai la Milina care îi căzuse cu tronc. Și-ar fi dat jos bucuros haina cea porosită pentru un pic de frumusețe. Deodată simți că-l pișcă ceva de mână. Întorcându-și privirea, a văzut lângă el o porumbiță albă. Eu sunt sufletul pe care l-ai slobozit din focul iadului. Domnul m-a trimis să-ți spun că-ți îndeplinește ruga, fiindcă ești bun cu săracii. De acum înainte vei avea un chip frumos și o frățișare mândră și plăcută. Fii totdeauna bun cu oamenii și nu-l uita pe Dumnezeu. Pe urmă, porumbița se făcu nevăzută. Flămânzilă sări în sus de bucurie și se repezi îndată la oglindă. Chipul lui urât se făcuse frumos. Din fericire începu să cânte și să joace prin casă. Auzindu-l părinții, crezură că și-a pierdut mințele și alergală la el, tremurând de spaimă. Dar nu-l mai e cunoscură până nu-i auziră glasul.
toți ceilalți nu mai puteau de bucurie. A doua zi, flămânzile porunci să-i se facă 10 lăzi ferecate. Când fură gata, le aduse în odăița unde dormea de obicei, încuie ușa, apoi vârându-și mâinile în buzunare, începu să arunce în ele galbeni și taleri. Se opri numai când lăzile se umplură ochii de bani. Atunci deschise fereastra și scoase haina și, sfârlind-o afară, strigă din răsputeri: „Ia-ți răsplata înapoi, că nu mai trebuie!" Aghiuță își luă haina, vârâ capul pe geam și se stropși la el. „Păzia să nu ne cazi în mână! Eu tot cred că o să te înșfăcăm noi, fiindcă ți-ai bătut joc de banii noștri. Cât o mai fi iadul iad, nu mai iau în slujba lui un coțcar ca tine." Flămânzilă pufni în râs și pofti diavolului călătorie sprâncenată. Pe urmă încărcă lăzile cu galbeni într-un car, cumpără juvaieruri scumpe pentru mireasă și haine pentru el. Se îmbrăcă frumos și porni cu părinții la nuntă. Ce se mai luminară ochii visătorei miresei când în locul mirelui urât îmbrățișă un tânăr atât de mândru. Împăratul era mulțumit de ginere și de bogăția lui. Îndată îl lăsă în locul său. Dacă noul împărat făcuse și înainte mult bine săracilor, apoi de acum înainte făcu și mai mult. Iar Aghiuță nu se alese cu nimic în schimbul banilor și rămase păcălit. Sper că ați rămas până la finalul acestei povești și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Ne ajută foarte mult. Să distribuiți și să apreciați dacă considerați că merită. Spuneți-ne și în comentarii cum vi s-a părut această poveste. Până data viitoare, toate cele bune!